Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit! Astăzi o să studiem un picuț acest gând de cel care nu știam de fapt ce este el până de curând, când m-am documentat pe internet și am aflat că acest gând de cel de fapt este larvă de buburuză. I-am văzut peste tot prin pom și mă preocupam, nu știam dacă sunt benefici sau dăunători. Și am căutat și am aflat că de fapt sunt larve de buburuză. Și a dat să nu-i rănim când îi vedem prin pom, căci aceștia se vor transforma pur și simplu în buburuză. Ia, priviți. Și-a găsit locul pe o corcodușă. O să trec și mâine pe aici să vedem buburuza în toată splendoarea. Ieri am văzut exact momentul când s-a așezat pe acea corcodușă și m-a început să se strângă pur și simplu în poziție. În poziție de buburuză. Asta vreau să vă arăt, dragii mei, pentru cei care știu, pentru cei care nu știu, să protejați acești gândăcei, pentru că ei nu fac rău în grădină, ba din contră, ne salvează de afide, mănâncă afidele. Dacă mă uit cu atenție, acest corcoduș este plin de larve de buburuză. Peste tot. Bun. Mă opresc aici, dragii mei. Acest videoclip este scurt, doar ca să vă arăt și să vă atenționez să nu răniți gândăcei aceștia, pentru că ei vă aduc multe foloase în grădină. Vă protejează pomii, vă scapă de afide. Marea nenorocire a pomilor. La revedere, mult spor la treabă!